Pixel 6 Pro sau iPhone 13 Pro Max. Salut jucătorilor, bine ați venit la un nou clip pe Arena Digitală. În clipul de astăzi ne uităm la bătălia anului, două flagship-uri foarte importante și anume cel mai tare telefon de la Apple versus cel mai tare telefon de la Google. În clipul de astăzi, în Arena, vom avea bătălia și avem 17 categorii. Pentru fiecare categorie o să aleg un învingător, la final numărăm punctele și să vedem dacă și pentru voi iese același rezultat și dacă nu, scrieți-mi exact unde voi ați fi dat punctul celuilalt telefon. Vom avea întotdeauna acces la specificații, Pixel 6 Pro va fi întotdeauna în partea stângă, iPhone 13 Pro Max va fi întotdeauna în partea dreaptă, atunci când ne uităm la specificații. Unul din cele mai importante lucruri la un telefon este ecranul, așa că ăsta este punctul 1. Pe iPhone 13 Pro Max, pur și simplu, avem un ecran plat. Un ecran plat care are și un notch destul de mare, destul de evident aici, în partea de sus. Pe Pixel avem un ecran splendid, un ecran puțin tel curbat și vedeți că are doar aici un punct, un decupaj pentru cameră. La cum arată ecranele, pot să spun că aici prefer Pixel pentru că nu are notch. Care este preferința voastră? Foarte multă lume spune că nu îi deranjează notch-ul. Ei bine, mie mi-ar fi plăcut să am un iPhone care să aibă acest ecran, da? Ecranul de pe Pixel este un AMOLED care consumă puțin, refresh variabil între 10 și 120 de Hz, HDR 10+. Ecranul de pe iPhone este un Super Retina XDR OLED, este un nume fancy de la Apple, este de fapt tot un ecran OLED, 120 de Hz, din nou între 10 și 120 de Hz, HDR 10 și aici vine un lucru foarte interesant, putem să avem pe iPhone până la 1200 de niți, da, ceea ce este foarte mult. Pe telefonul de la Google putem maxim undeva pe la 500 de niți să obținem. Și din cauza asta, pentru mine, punctul ăsta, chiar dacă nu am terminat de discutat, va fi egal, pentru că iPhone are notch, dar este un ecran mult, mult mai luminos decât ecranul de pe Pixel. Adică chiar și în lumină foarte puternică poți să vezi ecranul fără nicio problemă. Ca și mărime sunt cam egale, 6,7 inch aproximativ. Rezoluția este puțin mai mare pe Google Pixel cu o densitate de 512 pixel pe inch comparativ cu 458 pixel pe inch. Și vedeți aici și valorile, bineînțeles. Pe Pixel avem sticlă de la Corning Gorilla Glass, o companie foarte tare în domeniul ăsta de fabricare de sticlă și avem acel model Victus și pe față și pe spate. Pe Apple pur și simplu avem ceea ce denumesc ei sticlă ceramică care este făcută să nu se zgârie. Asta este denumirea lor. Punctul 2. Construcția. Ambele telefoane sunt foarte calitative, iar pe Pixel 6 Pro avem sticlă pe față, sticlă pe spate și ramă din aluminiu. Da, rama este din aluminiu. Greutatea este 210 grame. Dacă ne ducem pe iPhone, din nou avem sticlă pe spate, sticlă pe față, iar pe margini avem oțel inoxidabil. Sincer, acum nu știu exact care este mai bun, dar din punctul meu de vedere acest oțel inoxidabil probabil că va fi mai solid, să-i spunem așa. Dar totuși, când le țin pe ambele în mână, trebuie să recunosc, îmi place mai mult cum se simte Pixel. Place mai mult cum se simte Pixel pentru că are marginile puțin mai curbate. Telefonul ăsta iPhone este foarte, foarte butucănos. În momentul în care voi pune telefoanele astea în husă, diferența nu mai este chiar atât de vizibilă. iPhone este și mai greu cu vreo 30 de grame, deci nu o să se simtă chiar așa mare diferența la greutate. Pentru mine punctul ăsta merge la Pixel, așa că îl notăm aici. Punctul 3. Bateria. Bateria pentru mine este foarte importantă la un telefon. Haideți să vedem prima dată capacitatea. 5000 de mAh pe 6 Pro, 4300 52 mAh pe iPhone 13 Pro Max. Pe iPhone este un record. Niciun iPhone nu a avut o baterie atât de mare până acum. Haideți să vedem totuși ce reușește fiecare telefon să facă cu o astfel de baterie. Aici avem testele făcute de GSM Arena. Sunt niște teste foarte, foarte bine documentate, așa că am încredere în ei
și vedem aici că pe Pixel avem, de exemplu, web browsing 12 ore jumate. Haideți să vedem cât avem pe iPhone. Ei bine, pe iPhone, fraților, avem deja 20 de ore, da? 20 de ore. Mai puțin și era dublu, da? Gândiți-vă că aici, în testele astea făcute de GSM Arena, sunt exact aceleași condiții. Aceeași luminozitate a ecranului și așa mai departe. Video playback. 24 de ore. Frate, 24 de ore să te uiți la ceva video pe iPhone 13 Pro Max până se termină bateria, ci drept, uite că și pe Pixel a ținut 15 ore, dar totuși este o diferență de 10 ore. Este totuși o diferență de 10 ore. L-a vorbit, din câte văd, 26 de ore versus 27 de ore. Nu este o diferență atât de mare în momentul în care folosim comunicarea 3G. Deci, pentru mine, baterie, punctul ăsta merge la iPhone 13 Pro Max. Punctul 4, prețul. Contează foarte mult cât dai pe un telefon. Ei bine, iPhone 13 Pro Max începe de la 1250 de euro. 1250 de euro. Pixel 6 Pro, ei bine, telefonul ăsta costă în Europa 900 de euro. Dar să vă spun o treabă, telefonul ăsta la precomandă a venit și cu o pereche de căști Bose care costă în mod normal 250 de euro. Deci, punctul ăsta la preț din plin merge către Pixel. Punctul 5, rezistența. Și aici mă refer la rezistența sub apă și poate chiar și rezistența în general, dar dacă ne uităm aici la rezistența sub apă, iPhone rezistă la 6 metri până la 30 de minute, Pixel la 1,5 metri până la 30 de minute. După cum le am eu așa în mână, sincer, mi se pare că iPhone parcă pare puțin mai solid, deși, sincer, dacă ar pica ambele pe jos, nu știu ce s-ar întâmpla, însă punctul ăsta merge la iPhone, pentru că 6 metri este cu mult mai mult decât 1,5 metri, da? Doar ca să înțelegeți, eu habar nu am cine o să câștige, așa că o să fiu la fel de surprins ca și voi. Pur și simplu am pus aici categoriile care mă interesează la un telefon și în funcție cum mergem prin aceste categorii, dau punctul și vom vedea la urmă cum iasă numărătoarea. Punctul 6, sistemul de operare. Android 12 versus iOS 15, da? Astea sunt sistemele de operare. Ei bine, aici treaba asta este foarte discutabilă, indiferent care sistem o să îl aleg, sunt sigur că în comentarii o să vină cineva și o să-mi spună că ălalalt era mai bun pentru că XXXXX și la fel poți să spui pentru oricare dintre ele. Ei bine, favoritul meu dintre cele două este sistemul de operare Android pentru că ai un sistem de fișiere mult mai bun, poți să instalezi orice aplicație vrei și în general customizabilitatea este mult mai mare, să nu mai spunem că pur și simplu poți să schimbi complet sistemul de operare dacă chiar vrei. Deci, din punctul meu de vedere, aici câștigă Pixel. Punctul 7. Poze. Nu o să pun acum sample-uri, o să vă spun părerea mea. Puteți să găsiți o grămadă de comparații doar pentru cameră pe YouTube. Ei bine, mie îmi place mai mult cum face poze Google Pixel. Procesarea lor este superioară, ați văzut că are și chestia aia să-ți detecteze nuanța pielii, să o redea așa cum trebuie. Poți să ștergi chestii din poze dacă ceva este acolo în plus și nu trebuia să fie în poză, poți să ștergi chestiile alea. Și, în general, modul de portret mie îmi arată mult, mult mai bine decât pe iPhone. Așa că punctul ăsta este un punct oarecum din nou subiectiv, dar din ce am testat eu, chiar și Pixel 3 XL, mie mi se pare că face poze mai frumoase decât iPhone și inclusiv Mihaela, soția mea care face o grămadă de poze pe Instagram, mi-a spus că îi place mai mult cum face poze Pixel, nu cum face poze iPhone. Așa că punctul ăsta pentru mine merge la Pixel. Dacă vreți totuși să vedeți ce camere avem pe aceste două telefoane, puteți să puneți pauză aici și să vă uitați puțin mai în detaliu, în timp ce noi trecem la punctul 8, partea de video. Ei bine, partea de video, fără discuții, o dau la iPhone, da?
o dau la iPhone, pentru că din experiența mea, testând ambele camere, pur și simplu pe iPhone imaginea este mult mai bună, codecurile cred că sunt puțin mai puse la punct, deși cred că teoretic ar folosi același codec ambele telefoane. Ei bine, când trag linie între toate clipurile pe care le-am filmat pe ambele telefoane, vreau să continui să folosesc iPhone pentru filmare. Avem acel Sensor Shift Stabilization, care de fapt am văzut că se folosește și pe Pixel, dar mie mi se pare că este mult mai impresionat pe iPhone. Cred că senzorul este mai mare pe iPhone și din cauza asta avem toată treaba asta, dar nu este o noutate. Mie mi se pare că de ani de zile pe iPhone filmarea este superioară comparativ cu dispozitivele Android și dacă vreți să mă contraziceți, vă rog să o faceți în secțiunea de comentarii. Punctul ăsta video pentru mine merge la iPhone. Și tot aici țin să menționez că pe Pixel 6 Pro nu poți filma în 4K 60fps cu toate unghiurile de pe spate, dar pur și simplu nu folosește toate camerele, trebuie să filmezi în 4K 30 ca să poți să ai acea lentilă ultra-wide, ca să poți să ai acea lentilă telefoto, ceea ce mie mi se pare un neajuns, nu înțeleg care este problema, de ce nu se pot folosi toate acele lentile, pentru că nu există nicio problemă pe iPhone să se folosească toate lentilele atunci când filmezi. Punctul 9, difuzoare. Haideți să vedem cum se aude fiecare telefon în parte. Încerc să-l țin aici lângă microfon și începem cu Pixel. Ok, haideți să vedem cum se aude și iPhone-ul și aici, sincer, o să trebuiască eu să-mi dau cu părerea, nu știu exact cât de bine puteți auzi voi. Da, la difuzoare o să fie o egalitate pentru că ambele se aud foarte bine, foarte greu pot să îmi dau seama de vreo diferență. Pur și simplu ambele se aud foarte bine. Punctul 10. Stocare. Avem maxim 1TB de stocare pe iPhone 13 Pro Max și maxim 512GB pe Pixel 6 Pro. Dar aici vreau să spun că pe Pixel poți să conectezi, frate, un SSD pe USB tip C. Fără nicio problemă, da? Fără nicio problemă, te ajută foarte mult și managerul de fișiere să ai grijă cum faci stocarea și, de exemplu, pentru aceeași stocare costă mult mai puțin un Pixel comparativ cu un iPhone. Pe un iPhone, frate, dacă vrei să crești în stocare, te costă foarte, foarte, foarte mult, așa că punctul ăsta cu stocarea o să-l dau la Pixel 6 Pro, mi se pare că este mult mai versatil și prețul este mai rezonabil pentru o anumită capacitate. Punctul 11. Porturi. Hai că aici știți cine câștigă fără nicio problemă. Avem USB tip C pe Pixel 6 Pro și avem Lightning pe iPhone. Lightning USB 2. 30 de megabits pe secundă viteză reală de transfer, da? Pe când avem pe Pixel USB 3.1 viteză de transfer undeva 400-500 de megabits pe secundă fără nicio problemă. Aici din start o să plece punctul ăsta la Pixel și pot să spun că ăsta este unul dintre chestiile care mă enervează cel mai mult pe iPhone, că în continuare sunt încăpățânați și păstrează portul ăsta Lightning. Am foarte, foarte multă tehnologie, console, camere și tot felul de alte dispozitive, e-book readere, o grămadă de chestii, laptopuri, iPad-uri, tablete, toate folosesc USB tip C. Toate folosesc USB tip C. Din cauza iPhone-ului, trebuie neapărat să am cu mine un port Lightning. Da? În loc să am doar un cablu USB tip C cu care să încarc toate dispozitivele. Porturi merge la Pixel fără nicio discuție. 12. Conectivitate. Avem aici 5G pe ambele. Nu știu dacă este vreo diferență între ele și hai să vedem ce mai avem noi aici la conectivitate, pentru că mai avem câteva chestii și ce avem noi aici.
Wi-Fi 6 pe ambele, avem Wi-Fi 6E pe Pixel 6 Pro, deci puțin mai bun, Wi-Fi Direct, Hotspot, Bluetooth 5.2, comparativ cu Bluetooth 5 pe iPhone, avem o grămadă de chestii din astea pentru GPS, NFC, da? Conectivitatea o dau din nou la Pixel, deși aici nu știu cât de important este pentru toată lumea, dacă e mai bună conectivitatea pe un telefon sau pe celălalt telefon. 13. Autentificare. Cum te autentifici pe dispozitivul ăsta? Haideți să vedem. Pixel 6 Pro. Apăs de două ori, pun degetul, s-a rezolvat, sunt înăuntru în sistemul de operare. iPhone. Apăs de două ori, dau în sus, trebuie să-i arăt fața, după ce îi arăt fața, se deblochează. Da? Bineînțeles, puteam să fac chestia asta direct când era pus în fața mea. Vreau doar să ilustrez de ce mie nu prea îmi place Face ID-ul. Foarte multă lume aici o să mă contraziceți, o să spuneți că Face ID e cel mai tare, mai ales acum pe pandemie, trebuie să recunoașteți că nu este chiar așa ușor de folosit Face ID-ul și din cauza lui Face ID avem și acest notch dubios. Așa că la partea de autentificare o dau tot la Pixel. Deși trebuie să recunosc, acest senzor de amprente sub ecran care este pe Pixel este probabil unul dintre cele mai slabe din industrie. Pur și simplu durează acolo jumate de secundă până îți recunoaște degetul, cel puțin o secundă până se deblochează ecranul. 14. Performanță. Din nou, aici nu prea există niciun semn de îndoială că procesorul de pe Apple este mai puternic. Este mai puternic decât orice avem pe partea de Android. Uitați-vă aici la niște teste de performanță. Antutu 800.000 pe V9, 719.000 pe Pixel 6 Pro. Foarte interesant! Foarte apropiate valorile astea. Dar uitați-vă aici la un Geekbench pe multicore. 4700 pe iPhone versus 2800 pe Pixel 6 Pro. Mai departe, pe partea de grafică, 60 FPS pe GFX Bench pe 13 Pro, 39 pe Pixel 6 Pro. Și să știți că Pixel 6 Pro are cam cea mai puternică placă video sau chip grafic pe care îl poți avea pe un telefon Android la ora actuală. Punctul ăsta merge lejer la iPhone pentru mine. 15. Încărcare. Cât de repede se încarcă telefonul, cum stăm cu încărcarea wireless și așa mai departe. Haideți să vedem. Ei bine, pe Pixel 6 Pro ni se spune aici 30 de W, dar din toate testele eu am văzut că nu poate să încarce cu mai mult de 22 de W. iPhone 13 Pro Max, 27 de W. Neoficial. Teoretic, oficial, el se încarcă cu doar vreo 20 de W. Este foarte ciudată treaba, dar Pixel ne spune că se încarcă cu 30, dar nu poate să încarce cu 30. iPhone ne spune că se încarcă cu 20, de el se încarcă cu 27, da? Dar ambele vor reuși să se încarce până la 50% în 30 de minute, ceea ce este foarte tare. Pe ambele telefoane avem încărcare wireless, 23 de W, respectiv 15 W pe iPhone. Un lucru foarte fain, cu Pixel poți să încarci prin wireless alte dispozitive, chiar și alte telefoane, prin acel reverse wireless charging. Asta este o chestie foarte tare, dar pentru mine punctul ăsta este la egalitate, pentru că iPhone oferă mai mult decât promite, iar Pixel ne oferă mai puțin decât promite. Da, chiar dacă are acel reverse wireless charging în plus, eu zic că aici suntem la egalitate, mai ales că ambele se încarcă 50% în 30 de minute. Punctul 16. Gaming. Pentru mine, pentru jocurile pe care le-am testat eu, punctele astea se duc pe Pixel. Pentru că pe Android sunt mult mai multe jocuri care rulează momentan în 120 Hz, comparativ cu iPhone, care abia anul ăsta a primit 120 Hz. Sunt sigur că probabil la anul sau în 2 ani, punctul ăsta probabil o să meargă pe iPhone, pentru că teoretic, ca și performanță, iPhone-ul este superior, dar ca și software, din păcate, nu avem destule jocuri cu 120 FPS, probabil le poți număra până la 10 jocurile în 120 FPS, pe când pe Pixel sunt foarte, foarte multe jocuri care rulează în 120 de FPS și, în general, dacă stau să mă gândesc, majoritatea oamenilor care se joacă pe un telefon, se joacă pe un telefon Android și, partea tare, ambele telefoane suportă controlere, da?
pe iPhone, suportul pentru controller a venit, cred că acum un an și ceva, da? Ceea ce este foarte tare că a venit, dar da, punctul de gaming merge la Pixel din punctul meu de vedere, pentru că ai mult mai multe variante. Și am ajuns la ultimul punct, longevitate. Și aici mă refer mai mult pe partea de software. Cât timp vom primi update-uri pentru telefoanele astea? Ei bine, Apple are un istoric foarte bun pentru că el face update-uri la telefoane destul de vechi, chiar și pe iPhone 8, fără probleme, de fiecare dată primesc update, chiar și pe iPhone SE, primul SE, primesc în continuare update-uri, așa că pe iPhone o să primim foarte multe update-uri și pe Pixel o să primim, din câte am înțeles, cel puțin 5 ani update-uri pe partea de securitate și o să primim probabil și următoarele, adică Android 13, 14, probabil și 15, așa că, sincer, aici o să dau un punct de egalitate pe partea de longevitate. Ca și daily driver, să-i spunem așa, eu folosesc un Pixel 3 XL și în continuare nu am nicio problemă, în continuare am primit ultimul Android, am Android 12 aici, se mișcă impecabil, nu am nicio problemă. Ok, și când trag linie, obțin 13, ok, și ce a ieșit la numărătoare? Pe Pixel avem 13 puncte din punctele pe care le-am menționat eu aici, iar pe iPhone avem 8 puncte, așa că oficial câștigătorul de astăzi este Pixel 6 Pro, un telefon foarte bun care din punctul meu de vedere merită, mai ales că este chiar mai ieftin decât iPhone, dar să știți că cu toate astea, cu toate că eu am făcut testul ăsta și ați văzut că Pixel a câștigat, pentru mine Pixel o să se întoarcă înapoi și o să rămână iPhone la mine pentru că îl folosesc foarte mult pe canalul de YouTube și asta este un lucru pe care vreau să vi-l explic. Oameni diferiți au nevoi diferite, nu trebuie întotdeauna să fie doar un câștigător și nu înseamnă că dacă pentru tine telefonul ăsta este cel mai bun, pentru altcineva nu ar putea telefonul ăsta să fie cel mai bun. În funcție de buget, în funcție de preferințe, în funcție de utilizarea pe care o ai cu acest telefon, s-ar putea ca unul sau celălalt telefon să fie telefonul bun pentru tine. Sunt curios să-mi spui în secțiunea de comentarii care dintre aceste două telefoane îți place ție mai mult, care este verdictul tău. Haideți să vedem ce iasă. Cam atât din partea mea pentru clipul de astăzi. Mulțumesc pentru vizionare. Ca de fiecare dată încerc să răspund la toată lumea în secțiunea de comentarii. Până data viitoare, toate cele bune. Pa, pa!